Teddy Ted se așezase pe treptele sălorului când din spate vocea îi păru cunoscută de către șira spinării. Paco lucise pistoalele dintr-un îndărăt mai de departe. Să fie alcoolul de porumb, să fie pană întunecată, gândi el, la fel de devorată fața de ultimele cheare de urs. Nu mă încerca să depistezi, Teddy, nu vei gândi nimic de unde îți va veni placida, fecunda moarte delivrată ca din tun. Nu încerca să duci nici mâna în coburile suple, căci runde, rune te vor face colturile tăcute, din umbre înșirate de sun, susuri de cobre. Te încercă să plece urechea pe unde din copertine, pe unde din ciotârne copora vocea ca ghinturi pe sure mânii odinioare, tremura mâna. Gândirea cum Paco ucise luna plină, iubirea, iubire și mâna de la genunchi neobservată gândea o siameză răzbunare. Din ciotârne hambar la testradă vocea corpată de spațiu pierdea urechea lui Teddy, venea după ea. Te fac piază, mi-ai ciurit fața, părea să răzbată, nici din hambar vocea lui Paco, ternă, așișderea, din toate părea că nu vrea să răsune, să dea de gol decât pe piața lungă de vânt. De unde? De unde? De unde așterne vântul amenințării? De unde? Teddy se întreba, crâncenat ca un corp, ca un vânt, ca un vinetul înjunghiat la apus. Corp și suspine, știa fiecare loc pe un alt, pe de rost înșirat în memorie, pe ciotârne, pe rune, pe umblete. Paco se simțea Teddy, mână de răzbunat. Tillada, mâna răzbunarii, sunase pistolul fără să fie tras din cob. Acolo umbra lăsase sângele ca pe o cretă, ciop după ciop după ciop. Cu asta am vrut să încep și aș mai vrea să vă citesc din Aer în iarbă, o carte foarte bună și pe care vă sfătuiesc cu toată căldura inimii să vă cumpărați, pentru că e foarte tare. Nu în sensul că mi-au murit lăudătorii, dar este o carte care se dezice de toată fandaxia asta a canonului în care ar trebui sau nu să ne scrie poezia așa cum vor să facă 2000, știi, meme sau meme plus. Sau cât de relațională trebuie să fie, sau cum o să trebuiască noi să facem referințe livrești și să te bucuri că te pomenesc prietenii în poeme, e o sinteză. Acest volum a apărut exact într-o contră din asta care propensa un aspect ridicol al folosirii epitetului până la o joacă în care s-a căutat o debarasare de avangardă prin altă avangardă, dar fără să fie un discurs, cum spun, de behaviorism, să spun așa, de curent de conștiință, să fie până la urmă o ieșire frumoasă în decorul poetic marginal. Deci, Cartea Aer în iarbă este aici cu mine. Am crezut că am lăsat-o pe scări. Pentru o inimă mi-a stat, pentru o inimă mi-a stat o clipă mintea în loc. Clipa. Nu mi-a stat o minte în loc. Brusc, i-a stat mintea în loc, zisem, și făcut brusc o comoție cerebrală. Deci să nu glumim cu lucrurile astea. Dar am un poem aici foarte fain, un poem în care Axinte e și el rol principal, la fel ca și Marius Miheț. Și aș vrea să-l citesc. E un poem foarte cinematic.